iată-ne la finele săptămânii, la o nouă ediție a emisiunii Ai Cartea, Ai Parte. O emisiune care vine de data aceasta în ajunul unei zile importante din istoria românilor, respectiv data de 2 iulie. 2 iulie 1504, când măria sa Ștefan cel Mare și de recent Ștefan cel Mare și Sfânt a trecut la Domnul după o domnie de 47 de ani, o domnie foarte lungă în timpurile sale. Drept pentru care în această seară ne-am propus să discutăm atâta cât se poate discuta despre o astfel de personalitate în cadrul emisiunii noastre. Invitați, doi invitați speciali, doar doi oameni care mi-s dragi așa prin faptul că întotdeauna sunt bazați pe ceea ce spun. Domnul Mircea Bostan, nici nu știu cum să vă prezint, bună psiholog, seara, colonel sau locotenent colonel în rezervă, dar asta... Scriitor, că mai simplu și scriitor și poet multă, și așa, asta ca să nu, așa. Și cunoștința mai veche a domnilor voastre, domnul profesor Cătălin Păiuș, profesor de istorie la grupul școlar Vasile Sav Roman. Le mulțumesc amândurora pentru prezență, iată, în acest weekend. Mai zon profesor vine după un maraton, așa știindu-se că a fost BAC, a fost în comisie la corectare, așa. Dragii mei, Ștefan cel Mare și Sfânt, spun tot pentru că suntem în anul 2011, în iulie 2011. Aș fi vrut să plecam aici atâta cât am reușit eu să-mi fac temele legate de această emisiune și de această temă emisiune. La 21 octombrie 2006 aș vrea să plec de aici. Ștefan cel Mare a fost votat drept cel mai mare român al tuturor timpurilor în cadrul unei emisiuni la Televiziunea Națională. 77.349 de telespectatori acordând acest vot. Aș pleca de aici și aș întreba, și pentru cine mi-e foarte greu să spun eu cine să înceapă, domnile voastre, o să... A fost totuși Ștefan cel Mare cel mai mare domnitor, cel mai mare român al tuturor timpurilor? Cuvântul specialistului. Domn profesor. Am spus. Da, probabil dacă toți, majoritatea românilor care au participat la emisiunea respectivă, mi-aduc aminte de emisiunea care a avut loc, am impresia pe TVR1, dacă mă înșel. Da. A spune și altceva. Observați că dacă vorbim de istoric, orice om de pe stradă, dacă îl luăm, cu un copil, cu un tânăr, cu orice român, primul nume care îi vine în minte este Ștefan cel Mare. A, istorie, Ștefan cel Mare, știi cine a fost Ștefan cel Mare? Deci, automat, vă dați seama, în mintea, în conștiința românilor, prima personalitate istorică, primul om în stat, în istoria noastră națională, așa dezbuciumată cum a fost, este Ștefan cel Mare. Trecând peste atâtea personalități, trecând peste atâtea momente, peste atâția asta în ideea oameni, că au fost atâția voievos, nu mai spun de vă, ca să... Absolut. Și concursul respectiv, emisiunea respectivă, nu concurs, emisiunea respectivă în care s-a votat cel mai mare român, să spunem așa, a atins toată paleta. Exact, a fost din toate domeniile. Sigur că da. Deci vedeți, n-a fost... cel mai mare român, nu domnitor, nu, adică... Dacă ne raportăm la zilele noastre, orice tânăr, dacă luăm așa, în primul rând în sport, îi vine un Hagi, un Nadia Comăneci sau în alte regulă domenii, poate și politicienii de astăzi, dar vedeți, până la urmă a primat personalitatea acestui mare voievod român, celui mai mare voievod român, cum îl considerăm noi, Ștefan cel Mare. De aceea nu este întâmplător că el a fost votat ca primul român, chiar așa putem să-i spunem, primul român al nostru, chiar devansându-i, am impresia, chiar cu foarte multe voturi pe ceilalți. Dacă nu mă înșel, a fost în istorie și un Cuza, a fost și un Mihai Viteazu, care, să nu uităm, alt mare voievod român, care a realizat prima unire politică, un mareșal, Ion Antonescu, și așa mai departe. Dar, în cazul de față, cu atât mai mult, astăzi putem vorbi despre personalitatea lui Ștefan cel Mare, comemorăm mâine, de fapt. Mâine, sigur, am spus. Vă dați seama ce va fi la Putna mâine. Este cu atât mai mult și un și este și praznic cu acestui sfânt canonizat în 1992. 92, sigur, da, că da, da, tot în luna iunie. Exact. Iertați-mă, domnule. Pe 15 iulie 92.
Băi, da, da, da. În 92 în vară, da, da. Da, știam, nu mai este important. Domnul Bostan zâmbeați la un moment dat și... Da. Zâmbea, așa e frumos, poate să zâmbim, fi... nu. În ideea că Ștefan cel Mare în 2006, ca și personalitate, este recunoscut într-o emisiune de televiziune ca unul dintre cei mai mari domnitori ai acestei nații, ca un domnitor echilibrat și foarte orientat din perspectiva politică, geografică, strategică, gândindu-ne la relațiile pe care le-a avut, dar cred că lucrul important și de esență care poate fi scos din acest concurs, unde a fost votat concurs, concurs da. La nivel național, acolo a fost o dispută, am înțeles, între Ștefan și Carol. De altfel, cea mai mare domnie ca întindere a avut-o Carol I, 48 de ani, da, da. Ștefan urmând al doilea cu 47 de ani. Acolo a fost o dispută interesantă, cine ar fi cea mai mare personalitate. Important este, aici este ideea de esență care trebuie extrasă, că profesorii de istorie din perioada interbelică, din perioada pe care noi o hulim acum, anilor 70-60, la un loc cu învățătorii, aveau un set de valori foarte clare și bine consolidate. De-aia Ștefan apare ca un mare conducător, pentru că din această perspectivă, chiar și literar, el a fost cântat de către poeți. Se pare că cel mai cântat. Cel mai cântat, inclusiv de poetul național, de Eminescu. Iar în contact cu pârghia interesantă care se cheamă în devenirea noastră educație, acești oameni au aflat despre faptele de mărire și mărețe, că au fost și fapte de mărire, nu e întâmplător folosit termenul, dar nu se poate spune că la un moment dat Ștefan ar fi judecat fără să ia în considerație mai nimic de ce era în teritoriu ca jurisdicție, pentru că să nu uităm lucruri importante, Ștefan n-avea cetatea de scaun numai la Suceava. Avea și la Botoșani, avea și la Iași, avea și la Roman, deci putea judeca oriunde. Cred că Ureche, Grigore Ureche, când a spus că Ștefan era mare vărsătoriu de sânge, n-a avut dreptate, era, da, era o chestie din perspectiva, chestie în ghilimele, că nu sună bine da, da, academic, da. Dar cred că era un jurnalist foarte bun, Grigore Ureche. Adică o mai influea un pic. Noi ar trebui să fim mândri în spațiul acesta slav, mare, enorm, ca inimă latină. Noi am fost presați întotdeauna. Am stat la triangulația trei mari imperii. Imperiul Otoman, Imperiul Rus și Imperiul Austro-Ungar. Și la poarta dintre Orient și Occident, că da. Discutam de, la Levant, da. Nu? Unii sunt exact. Chiar reiau tema Levantului de nenumărate ori. Vedeți cu cartea aia. Da, sigur nu, că da. Nu intrăm în detalii. Nu. Așa. Da, eu vorbesc de denumire în sine. Mare lucru că existăm în momentul de față, că ne putem vorbi limba, iar la nivel internațional să nu uităm că la vremea aceea Ștefan a fost recunoscut ca un cavaler al creștinității de către Papa Pius, de către toată lumea occidentală. Să nu mai uităm un lucru iar esențial, că în momentul după bătălia de la Codrii Cosminului Ștefan devine da, cu Albert I devine, sau al doilea, să nu greșesc. Ioan Albert, da. Ioan Albert, da. Devine mediator în spațiul balcanic. Haideți să vedem, iertați-mă, domnul da. Deci, mi se pare justificată alegerea poporului, iar dacă vom mai fora în elementele istorice ale acestui neam, s-ar putea ca la un nou concurs să iasă Carol I, să iasă Mihai Viteazul, n-ar fi rău. Așa ne cunoaștem istoria foarte pe bine. Segmente și foarte bine. Și în dezbateri, iată, înflăcărate da. Și care... Și bine că... Și bine și, eu știu, o situație fericită, pentru că istoria noastră chiar este plină de personalități care pot presupune, pot genera astfel de dezbateri și asta este în avantajul nostru. Apropo de cum și de ce Ștefan cel Mare, spuneați la un moment dat, domnul Bostan, că poporul, da,
Ștefan cel Mare, din ce am citit eu, atâta puțin cât am citit, cum să spun, nu a făcut, eu știu cum să poartă în istoria modernă, ca să spun, nu intru în detalii, n-a făcut nimic ca să, cum să spun, să cu orice preț să ajungă, pentru că era și atunci o goană după titluri în epocă. Deci acest cel mare chiar de la poporii se trage. Da. Prin tot ce a făcut... Da, din tradiția populară. Lui, absolut. Cel sfânt l-au, adică da, putem prelua... Sigur, sigur, asta am lămurit într-o emisiune cu el. A fost gratulat cu termenul de împărat al Bizanțului. I s-a propus acest titlu, pe care l-a refuzat modest și Am citit pe un, există și, stimați spectatori, chiar un site, ștefancelmare.ro, Ștefan cel Mare legat. Știam mai de mult lucrul ăsta, un cronicar polonez care a trăit în acea... Miekowski sau Dlugos? Dlugos. Așa. Chiar după acea bătălie istorică, în istoria, cred că în istoria umanității, de la Vaslui, 1475. Și am să fac o paranteză. După marea bătălie de la Vaslui câștigată de Ștefan, cronicarii, cronicile turcești au consemnat faptul că marele sultan Mehmed al II-lea, să nu uităm, atunci Ștefan l-a învins pe Mehmed al II-lea, armata lui, că de fapt Mehmed al II-lea, de oameni, da, Mehmed al II-lea cuceritorul Constantinopolului. Exact, din 1453. Mare... Păi iată că am vrut să intrăm și în detalii de tipul ăsta. Deci Ștefan cel Mare, bă, iertați-mă, domnul profesor, iată vine într-o epocă cu atât mai mult, eu știu, acest cel mare îi se cuvine, cu cât, iată, veneau otomanii după cucerirea Constantinopolului și totuși a reușit această, aia spune eu, performanță din toate punctele de vedere politic, organizatoric, în plan administrativ, eu știu, strateg, nu mai spun, știu că e considerat între cei mai mari strategi ai lumii din toate timpurile. Continuați, vă rog, iertați-mă. Nu, nu e nicio problemă, dar asta spuneam înainte, cronicile turcesc consemnează că înfrângerea turcilor la Vaslui ar fi considerată cea mai mare înfrângere a otomanilor de la începutul islamului. Și se spune, eu, un lucru extraordinar, gândindu-ne că în 1456 Mehmed al II-lea, același Mehmed al II-lea, marele cuceritor al Constantinopolului, fusese învins de alt mare domnitor român, Iancu de Hunedoara, la porțile Belgradului. În 1475 Iancu de Hunedoara, care i-a fost, iată, i-a fost maestru. I-a fost maestru, că a fost la curtea lui împreună cu Radu cel Frumos, exact, cu Iancu de Hunedoara. Să leagă, să leagă cine? Cu Vlad Țepeș, cu fratele lui Radu cel Frumos. Vlad Țepeș l-a și ajutat foarte mult pe Ștefan cel Mare în 57 când a preluat tronul. Și era un mai mare trăgător în țeapă decât Ștefan. Spun unii, dar nu-i adevărat. Depinde. Că se pare că Ștefan trăgea mai tare în țeapă după anumite date. Da, vreo 20.000 de turci a tras. Da, da. Și tot după Vaslui, foarte interesantă, tot în cronicile turcești spune că după când a aflat sultanul ce înfrângere a suferit Semiluna la Vaslui, 5 zile n-ar fi primit pe nimeni, s-ar fi închis în palatul său și nu ar fi vrut să vorbească cu nimeni. Bine, legenda nu-i, poate să nu fie 5 zile, dar ideea este că poate să fie 6, domn profesor, a fost foarte afectat de siguranță. Marea înfrângere și faptul că ei spun că a fost cea mai mare înfrângere a turcilor de la începutul islamului, înseamnă ceva, dacă o cronică turcească poate să consemneze acest lucru. Și acest lucru a dus, a determinat la urma urmei și invazia lui Mehmed al II-lea, el însuși în fruntea armatelor otomane, din anul imediat următor, din 1476. Da, când cea mai mare înfrângere a lui Ștefan, iată, dar care, lui Gheorghiu, care până la urmă s-a transformat tot într-o izbândă, pentru că Mehmed al II-lea n-a reușit atunci să cucerească Moldova, n-a cucerit cetatea de scaun. Bine, a fost și un context, o epidemie de ciumă în armata otomană a determinat la urma urmei retragerea armatei otomane din Moldova și refacerea. Haideți să vedem, pentru că eu am început. Am ajuns deja departe, nu? Da, da. Bine, da, am, da, spus și mai spunem. În spațiul acesta, da, balcanic, Ștefan, gândindu-ne dacă mai mergem cu vreo câțiva, cu câteva sute de ani în urmă, la Ioniță Caloianu, pe vremea căruia România s-ar fi vrut catolicizată, nu? Spațiul românesc. Spațiul românesc, da. Apoi, imaginându-ne că Mircea cel Bătrân, da, da, a Săneștilor, sigur că da, cei doi frați, după aceea, prin cedarea
Dobrogei care începe să danseze din buric și să mănânce, eu știu, Susan Sarmale, Saraili, și să bea cafea cedată de Mircea cel Bătrân la 1417, fără niciun tratat. Deci, pe înțelegere, teritoriul care stă până la războiul de independență la 1570, 400 ceva, 900 de ani, da? Ei, Ștefan avea ce spune în zona aceasta, pentru că nu era de ignorat, se pare că el cunoștea și foarte bine anumite limbi străine, se vehiculează ideea, apropo de ce spuneați dumneavoastră, domnule profesor, că dacă n-ar fi avut consilieri buni, ar fi dat colțul de inimă rea sultanul. Da. Da. Și dacă nu ne păstrăm aceste valori, care într-adevăr sunt perene, pentru că în ideea contemporană de a prezenta un conducător și un strateg de anvergura lui Ștefan cel Mare, în primul rând nu este ușor. În al doilea rând, Ștefan cel Mare, după unii autori, nu face prea mult, pentru că se vehiculează ideea că, vezi, Doamne, a făcut ce a făcut. Și Napoleon al III, Napoleon Bonaparte, Napoleon I, a avut atâtea amante, dar nimeni nu l-a făcut trădător sau l-a făcut, în alți termeni, eu știu să spunem, afemeiat. Iar din perspectiva biblică se spune să nu prea, nu? Iar dacă a făcut lucrurile, de ce a fost făcut sfânt și de ce lumea, Biserica Ortodoxă Română, la un moment dat chiar s-a reorientat și s-a reorientat destul de bine, nu contează ce... Dar nu l-a făcut biserica, iar vreau să insist. Da, biserica l-a confirmat. A confirmat credința poporului. Deci, și dragă Vasile, l-a confirmat o instituție. În regulă. Corect. Nu, am fi vrut și noi să fie. Da? În inimile și în conștiința românilor era canonizat. Chiar de canonizat. Deci chiar de când a trecut la Domnul. Țăranul se ducea Răzeșul să închina la mormânt. De ce? Pentru că țăranul român, Răzeșul de atunci, în funcție de prestația sa în războaie, chiar o ducea bine. În vremea aceea, în Anglia, era jale în Anglia. Ăștia mâncau carne odată pe an când se făcea acea mare întâlnire la episcopul din Canterbury. Atunci mâncau carne și măruntaie, pe când Răzeșul român avea o altă atitudine, avea pământ, era respectat și știa însă la valorii sale. Și a reprezentat și forța, adică militară, a lui Sigur că Ștefan, la Oastea cea Mare. La Oastea cea Mare. Haideți să le punctăm, pentru că e un complex întreg de facturi, care, iată, îl fac, am pornit de la acel concurs, i-am spus, noi concurs, să fie concurs până la urmă, așa. Haideți să vedem ce a primat, sau care ar fi, pentru că e limpede, vorbim despre un complex de facturi. Cred că inteligența. Da, dacă inteligența școlii, da, în opinia mea, eu nu sunt de specialitate, dar dacă ne uităm la cum a reacționat în diverse situații voievodul Ștefan cel Mare, în diferite situații, la Ruseni, da, când tatăl său este omorât de Petru Aron, de fratele său, sigur că da, fuge, se duce la curtea lui Joia Mare, că se pește la Iacu de Hunedoara, și când se întoarce în 1457, chiar de Paști, din nou. În Joia Mare. Sigur că da, tot în Joia Mare. Fiind recunoscut într-un fel, chiar da, cu mai înainte. Și atunci a prins momentul, apropo de inteligență. Nu departe de Roman, la Doljiș. Exact. La 12 aprilie 1457. Și pornim la 14 aprilie, eu mai tras o pisipelă. Da, la Orbic. Exact. Da, Doljeș și Orbic sunt momentele de referință ale începutului de domnii. Dar este important, domn profesor, încă un lucru. Vârsta lui Ștefan în momentul acela. Da, 24 de ani. 24 de ani. Cam așa. 1433. Bine, Da. De ani. Deci la o vârstă, la 24 de ani, gândiți-vă, la 24 de ani, unii dau bacul acum la noi. Unii chiar nu le-au dat. Unii chiar nu le-au dat. Ne intrăm în detalii. Așa. Cineva, colegul meu, m-a întrebat că dacă fac emisiune despre bac, și am zis că nu pot în ajun de mare praznică în Măriei Sale. O să amintim dacă o să fie nevoie. Dragii mei, deci a spus, deci, iată, psihologul, iată, ce spune militarul din Mircea Bostan? Militarul din Mircea Bostan ar fi dorit să fie condus de marele voievod Ștefan și vedeți, să schimbă oamenii, să schimbă mentalitățile. La un moment dat nu ne mai ia viața ca val, ci ne ia moartea ca definitiv.
Și atunci, dacă nu avem capacitatea intelectuală de a cultiva aceste valori, de a gândi de pe alte paliere, nu de nemernicie, nu de blasfemie, nu de ignorare, eu cred că, vedeți dumneavoastră, Spania este gravidă de Dumnezeu. Spania i-a făcut statuie unui individ care nu există în realitate. Se cheamă Don Quixote, scris de acel militar fără o mână, Cervantes, care a devenit celebru. După Biblie este cea mai citită carte din lume. Fără o mână, tot în urma unei bătării. Don Quixote de la Mancia, da? Da, așa e, Lepanto, nu? Așa. Dar mi-ar fi plăcut să fiu sub comanda voievodului Ștefan, nu știu cât de bun aș fi fost, dar cu exercițiu, pentru că acele tabere, domnul profesor știe foarte bine, în care s-a creat o astea ce mare, reorganizarea administrativă a Moldovei de la Alexandru cel Bun se produce bunicul pe timpul bunicul său se produce pe timpul lui Ștefan cel Mare. Intințează noi dregătorie. Păi, trezorierul acolo era un individ care era controlat din trezorierul Marele Logofăt, da? Păi, dar nu s-a mișcat nimic. Exact. Importanța dată părcălavilor, sigur că da. Conducătorii portarilor, de cetăți, sfatul domnesc a fost reorganizat. Oastea cea mică care avea importanță. Păi da, oastea, iertați-mă, din ce... Oastea de elită. Exact. Da, da. Deci, la Ștefan cel Mare totul era... ca în SRI-ul, ca în securitatea noastră, nu știu în SRI acum, ce mai știu. Nu, exact, era organizarea de așa natură încât eu cred că, eu cred că ei au preluat de la măria sa. Păi, nu, bine, am cumpărat-o cu, da, fără discuție. Și apropo de chestia aceasta, dacă tot ați ajuns aici, domnul Vasile, n-am gătat ideea, am zis da. Ok, întotdeauna următorul era capabil să preia frâile și să meargă mai departe cu deciziile. Deci ca să ai putere, ca să te poți sacrifica, în primul rând trebuie să fii pregătit. Ca să fii pregătit, trebuie să fii motivat. Ca să fii motivat, trebuie să știi care ți este scopul. Da, deci scopul era apărarea acestei glii. Prin sistemul militar pe care l-a făcut curtea domnească de la Roman. Și diplomatic. Da, și sigur că da. Deci, a transformat Moldova chiar într-un factor decizional și de putere în această zonă. Pentru, în condițiile în care Europa pe la margini, deci aici în centru... Ajunsese atât de bun încât îi dădeau turcii peșcheșuri, domnule. Și eram între trei important puteri. Context, da, eram între trei puteri. Și el a știut, spunem așa, să facă un balet diplomatic și militar foarte interesant. Asta am vrut, domnul profesor, să insistați. Iată, apropo de diplomatic, pentru că am spus, este un complex de factori, o să mai insist. Noi am vorbit la multe emisiuni, deși în alt diapazon istoric, mai ales contemporan sau modern, Basarabia, întotdeauna nu trebuie să uităm contextul. Sigur, contextul da. Și intern și special extern, mai ales în cazul lui Ștefan, să vedem contextul. Și întotdeauna al nostru. Cu alte cuvinte, istoria se face la cald și se judecă la rece, de către specialiști. Perfect. Așa este. Și Ștefan chiar la rece a gândit foarte bine încă de la început, la 24 de ani, când a preluat frâile puterii la Suceava, după înfrângerea lui Petru Aron, într-adevăr, Ștefan a gândit foarte bine poziția Moldovei, a sa, că el era conducător, în contextul în care trei mari puteri le aveam la graniță, trei mari puteri care n-ar fi ezitat o clipă să cucerească și să includă în sfera de influență. Iertați-mă, haideți să le luăm așa. Deci Petru Aron fugit peste munți la Ardeleni, nu? Da. Acolo întâi și face dușman pe urmașul lui Iancu de Hunedoara, pe Matei Corvin. Pe Matei Corvin, că nu-mi venea acum să-i spun. La care îi trage... Pe Matei Corvin nu l-a făcut dușman neapărat prin Petru Aron. A fost prieten după 1464, nu? După 65. După 67 au fost 67, prieten. Da? După bătălia de la Baia. Exact. Care, și să nu uităm că atunci... să știm cum a scăpat. Da? Așa. Exact. Preluând o chestie foarte interesantă. Tehnica luptei pe timp de noapte Vlad de la Vlad Țepeș, în 1462, nu? Atacul de noapte. Atacul de noapte al lui Țepeș la Târgoviște. Da, la Târgoviște, așa. Sigur, exact. Că da. Și bătuta luată de Matei Corvin se spune că ar fi fost străpâns de trei săgeți și o lance și că ar fi scăpat deghizat în straie de slujitori. Și atunci Matei Corvin, când a pătruns în Moldova în urmărirea lui Ștefan, că Ștefan l-a atras la urmă urmei, el a trecut și prin Roman, a ars Romanul atunci. Da, eu știu. Și s-a îndreptat spre Baia și noaptea într-adevăr... A refăcut mult mai târziu, peste vreo 100 și ceva de ani Romanul, da.
Și de aici vine după aceea importanța strategică pe care a dat-o Ștefan Romanului târgului nostru prin construirea cetății de la Gâdinți. O cetate nouă, tipică. Cetatea nouă a Romanului de la care din păcate cetatea, care din păcate nu vor cei de sus să o refacă, să o pună într-un circuit turistic extraordinar. Turistic istoric. Istoric, sigur că da. Uitați-vă la Cetatea Neamțului cum arată acum. Iată, astăzi au început, stimați spectatori, zilele de... Făcând o paranteză. Cetății Neamțului, da, în vreme de treză am avut și o știre la ora 21 în reloare. Se pare că mai avem 2 minute, 1 minut, nu știu, cu alte cuvinte, un minut. Cu alte cuvinte, trebuie să fim mândri că suntem moldoveni. Și moldovenii ar trebui să... Dar și eu trebuie să fiu mândru că-s maramureșan, că parcă sunt un pic de neam cu Maria. Bine, dar mănânci pâine de aici, de la Moldova. Asta fără e bine, discuții. Sigur. Asta și vorba, vorba mare de cărturar. Iete că n-a scoame și la Moldova. Da. Exact, păi, asta cum că... N-a scoame și la Moldova și ce oameni. Numai că doamne, ei ar trebui integrați în această inimă frumoasă care se cheamă România și ar trebui să ne îndreptăm ochii către pagina de istorie care scrie și astăzi și mâine și poimâine despre Ștefan și alți domnitori importanți ai acestei nații. Da, stimați telespectatori, nu știu dacă se pare și colegul meu, da, este de acord cu mine, au făcut așa. O scurtă pauză, revenim cu Maria sa Ștefan cel Mare și Sfânt. Vrednicia dovedită pe câmpul de bătălie, eu, Ștefan Voivod, vă înalț pe voi în rândurile vitejilor Moldovei. Vă mulțumesc, vitejii mei! Stimați telespectatori, iată-ne în a doua parte a emisiunii noastre în această seară, cum am spus, o emisiune în ajunul unei zile mari din calendarul istoriei noastre naționale, respectiv, așa cum am spus la începutul emisiunii, 2 iulie 1504, când Maria sa Ștefan Voivod s-a urcat la ceruri, s-a dus la Domnul, s-a apărut acolo ortodoxia și sfânta noastră credință. Invitați, să reamintesc invitații mei din această seară, domnul Mircea Bostan, și domnul Cătălin Păiuș, profesor la grupul școlar Vasile Sav Roman. Am încercat să, pentru că așa cum am mai spus, este absolut dificil să îți propui în 50 de minute, eu știu, să vorbești, noroc de pauză. Să vorbești despre o astfel de personalitate, este așa. Ce ne-am propus și cred că telespectatorii, eu știu, o să remarce acest lucru, să ținem o candelă în această zi aici cât ne pricepem noi și să marcăm, eu știu, principalele momente din biografia acestei personalități absolut fascinante. Până, eu știu, să mai continuăm discuția noastră, aș vrea să fac o remarcă. Mi-am dorit foarte mult, eu știu, Ștefan cel Mare a umplut orașele țării ăștia de statui. Deci, apropo, iar un aspect deloc de neglijat, eu știu, în contextul în care am discutat până acum. Aici, la Roman, avem o statuie. Eu am făcut un filmuleț. Am ținut neapărat să îi aduc în prim plan pe oamenii aceia pe care i-am întâlnit acolo muncind la această statuie. Remarcăm faptul că înainte de a fi instalată prima instalare a sa la Roman, am petrecut noaptea dinainte cu ei și iată niște documente inedite, niște poze din arhiva personală. Colegul, am să rog să dea drumul la filmuleț. Să ne lase să trăim în tihnă aici, în acest colț de lume,
unde neamul nostru românesc a prins rădăcini adânci ca și codii de stâjari. Nu suntem datori nimănui și n-am prigonit niciodată pe nimeni! Luați-vă în brațe, copii, ca pe strategice arme. Haideți cu toții la Putna, unde Măria s-adoarme. Doamne, a toată Moldova, nu te-am făcut de rușine. Sufletul nostru te cheamă, are nevoie de tine. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți fiii, că vremea în lume e grea. Să spun și câteva vorbe. Iată, sculptorul Constantin Crengăniș de la Iași, un artist plastic deosebit, care are o mulțime de opere și la Iași, în alte județe, în alte orașe ale Moldovei. Iată, domnul inginer, un inginer tânăr, Stahie, dacă nu mă înșel eu, sunt ceva ani și aici muncitorii. Cum spuneam, am ținut neapărat atunci, în acel moment deosebit, să stau cu acești oameni absolut admirabili, care, nu știți, eu o poveste de nu de o emisiune, de trei, ca să, dacă aș putea să-i adun vreodată, eu știu să mărturisească despre toată această epopee, aș îndrăzi să spun. Iată aici la masă, într-un moment de răgaz, sigur, oamenii mai și mâncau, în miezul nopții era undeva când, înainte de a cânta cocoșii. Am fost acolo cu ei, cum am spus, și am vrut să trăiesc acest moment. Spre dimineață a venit iată părintele care a fost la Bălcescu, îmi scapă acum numele, era atunci s-o ocupa, iată-mă și pe mine acolo, foarte cu o pălărie să distinge. Da, sunt niște poze la care țin enorm de mult, sunt niște momente deosebite. Cum spuneam, la dimineața undeva apare și într-una din aceste poze a venit acolo și preasfinția sa Ioachim Băcăuanu, arhereul, actual arhereul vicar, de fapt și atunci al Arhiepiscopiei Române și Bacăului. Atunci a fost anul Ștefanian, dragii mei invitați, și în acel context s-a pus problema, eu știu, unei statui aici la Roman. Tot drumul Moldovei este presărat în orașele Moldave de statuia lui Ștefan. Și Bacău, și Vasluiu, și Suceava, și ca să nu mai spunem în Moldova de peste când, Prut, unde e Dumnezeu. Când e vechiul drum comercial al Moldovei, vechiul drum care pornea de jos, de la Chilia, Cetatea Albă, până în sus, se ducea până la Baltic, la Marea Nordului, drumul moldovenesc, vechiul drum moldovenesc, toate orașele acestea sunt marcate de statuia. Drumul moldovenesc, probabil, din ce cunosc eu, așa, drum întărit de Ștefan, pentru că tot vorbim în acest context. Prin care i-a toate dat o importanță. Exact, o importanță. De unde și bogăția Moldovei din acea perioadă. Absolut. Că a avut grijă. Iată aici ne apropiem de ieșire. Cumva vă spun, stimați telespectatori, am asistat atunci, eu am 5 ani de mine în biografia mea și am văzut multe. Da, e foarte important, spun cu dragoste și cu plăcere mereu acest lucru, pentru că... Dar unde s-a realizat montajul ăsta? Eu l-am făcut, deci sunt pozele. Montajul, unde a fost montată statuia? A, statuia, păi prima... Da, la, cum se chema, la aici, domnul Bostan, ați numerit la... La domnul Tofan, dacă nu mă înșel. Da, în cartierul Nicolae Bălcescu, unde era turnătoria aceea, cum se chema, aici Frimul pe vremuri, așa, mai știu ce e de generație. Iată statuia. A fost o... Să lucra cu atâta grijă, cu atâta... Am văzut atâta dragoste în oamenii aceia, istoviți de muncă, vă spun, au fost puși în situații în care au inventat ei, au... Sigur că acum statuia, stimați spectatori, dar cu siguranță cunoașteți, o să vedeți și imagini filmate de când de la reinstalarea ei, a fost tratată, a fost recondiționată, am înțeles, într-un atelier undeva la Rad, undeva în Banat, în partea aceea. Deci cum, iată, acum am trecut la imagini filmate din arhiva Topalului. Destul de recente astea. Da, când s-a montat... Unii vehiculau ideea că Măria s-a înverzit de
de inimă neagră, că nu se făcea nimic în urme. Și atunci... A, și iată că... Da. Uite cum... Și de-aia l-au recondiționat. Da. Era supărat tare de tot. Da, dar au picat bine în context așa. Pentru că, iată, ne bucurăm acum. Nu mai are bucata de coroană în mână? Nu mai are acum. Nu. Și la sabie s-a lucrat, pentru că acolo a fost, eu am discutat mult cu am și o poză, uite, pe aia ne-au, nu mai ne-au pus-o. Trimis turcii sabie? Iată acum... Se nici... pare că da. Da, cel mai interesant... Nu, sabia, iertați-mă, domnul ăsta, sabia întreagă, pentru că atunci eu am discutat mult și în acea noapte și după aceea cu sculptorul Constantin Crângăniș. A fost o sabie ciuntită, adică a fost, sigur, abordat plastic, ca simbol, deci vedeți sabia cu mânerul deja de Sfânta Cruce, deja... Știți, acolo a lucrat sculptorul. Da, o simbolistică. Și observ acum, dacă nu mă înșel, nu e așa, are sabia întreagă, o are aici cel puțin. Da, aici se termină, mi se pare. Da. Stimați telespectatori, am revenit. Iată, eu am ținut să mă ierte și invitații mei și sper că, nu știu, am gândit bine, considerând că acei oameni, repet, fotografiile toate sunt din arhiva proprie, pur și simplu am socotit de cuvință să-i cunoașteți, măcar atât să-mi fac eu datoria asta să-i cunoașteți, pentru că, nu știu, mai întotdeauna cei care zidesc așa la TV, cam rămân anonimi, așa. Da, apropo de statuia aceasta, unul dintre pictorii prenascentiști ai României, pare că era Romașcan, a dat naștere unui portret foarte interesant pictându-l pe Ștefan cel Mare pe la 1800, era prieten cu 1870, cam așa, era prieten chiar și cu poetul național Eminescu și nu-l prezintă pe Maria sa cu sabia în mână, ci cu un pergament și cu sceptru. Interesant, pictat lângă o masă. Deci, se pare că dacă n-ar fi fost zădărât vorba moldoveanului, Maria sa n-avea nici înclin, nici în mânecă cu prietenii, nici de peste Dunăre, nici din nord. I-ar fi lăsat să trăiască liniștiți, dar ei au vrut să-l stăpânească, să stăpânească, de fapt, aceste pământuri și n-au reușit. Imaginați-vă o scenă de film, că așa ați început filmulețul, da? Cu un mesaj. Da, cu un mesaj interesant. Am ținut neapărat să fie acolo. Din perspectiva filmografiei românești, nu știu cine l-ar putea interpreta pe Maria sa Ștefan mai bine decât regretatul Cozorici. Până iar, de soare, da, și nu, nu, acolo e, iar acolo este Calvarean, da. Sigur, da, deci, da, Cozorici aici. Ca dramaturgie asta, da. De la Vrancea, da. Și interpretarea Măriei sale de către Calvoreanu, care era extraordinar, dacă țineți minte, la un moment dat fusese înlocuit medicul Șmil. E o poveste, da, faină, spuneți-o. Poveste extraordinară. Radu Beligan se îmbolnăvise, exact. Și trebuia să interpreteze, da, da, rolul lui Șmil, da. Mișu Fotino. Și în momentul în care a intrat în scenă, Calvoreanu cu vocea, da, aceea... Tuna rădă, el așa. Tot cine ești? Și l-a spus, Mișu Fotino, măria ta. Da, celebră. Sunt personalități extraordinare. Imaginați-vă să-l interpretezi pe Maria sa, te scurci cu totul. Adică efortul intelectual, fizic și creativ pe care îl faci este extraordinar. Și Calvoreanu a rămas Ștefan cel Mare în istoria. Eu cred că da. Dacă Richard al III-lea ar fi citit istoria românilor, nu i s-ar fi întâmplat în 22 decembrie la Bosworth ce i s-a întâmplat. Dau un regat pentru un cal. Ștefan a zis, vreau un cal la Valea Albă. Și purice? La Șcheia. Frumos, la superbă. S-a ridicat pe cal și a plecat. Dar n-a zis, dau un regat pentru un cal. Măria sa n-ar fi dat niciodată țara aceasta din mână. Da. Așa este. Dar mai către încoace,
nu știu cât am fost întotdeauna văduviți și de dușmani, și de prieteni care au devenit dușmani, și de cei care ni s-au declarat prieteni, dar tot cu gânduri viclene veniră. Asta mai întotdeauna. Da. Dar atât de diplomat și de inteligent a fost de la organizare, deci n-a stat să aștepte, om vedea ce om face, merge și așa. Nu, Măria s-a spus, așa nu merge, trebuie, aia reformă stat, aia dorință politică de schimbare, ăla vână de conducător. Aud Cezar, aud nihil. Așa. Domnul profesor Păiuși, eu am, apropo, stimați spectatori, ne-am adunat în studio în această seară într-o formație care mie mi-e tare dragă, dar vă mărturisesc ceva din culisă. Invitații mei în această seară nu chiar se știau foarte bine. Asta, apropo, domnul profesor Păiuși, am uitat să vă spun că domnul Bostan vorbește mai mult ca mine. Deci, în sfârșit. Așa. Apropo de această, comparație superbă cu Richard, cu plăcere am ascultat Ștefan, să fi fost, domnul profesor, unul dintre punctele sale forte, adică, domnule, ori, nu stăm, pentru că se știe, cronicarul consemnat, chestiile astea, tot... Toată domnia lui Ștefan demonstrează și validează și ce a spus domnul profesor Bostan în privința asta, a calităților lui Ștefan, demnitatea lui, inteligența, calitățile militare, diplomatice, extraordinare. Am spus la început, el a făcut un adevărat, după mine, eu așa-l numesc, un balet diplomatic extrem de abil. Și foarte eficient. Bineînțeles, atâta vreme cât a fost abil, a fost și eficient în ceea ce a făcut, în condițiile în care trei puteri erau la porțile Moldovei. Să nu uităm că nu era de joacă nici cu Imperiul Otoman, nici cu Polonia și nici cu Ungaria. Atunci, sigur că da. Care erau conduse de... care aveau la rândul lor trei conducători deosebiți. Ioan Albert la Polonii, Casimir al IV-lea întâi. Ioan Albert a fost spre sfârșitul domniei lui Ștefan cel Mare, nu asta este important. Casimir care a fost, păi a fost la cetatea de la Colomea. Mare greșeală a făcut atunci, exact. Casimir al IV-lea, de aici profesor Bostan mi-a ridicat mingea la fileu. Moldova la vremea aceea, datorită unor tradiții, mă rog, suzerano-vasalice de pe timpul lui Petru I Mușat, Ștefan, tocmai pentru a contracara tendințele expansioniste ale celor trei mari puteri, a acceptat și a continuat, de fapt, o tradiție la Colomea. Da, cu rost. La Colomea a fost, într-adevăr, umilit de regele Poloniei Casimir al IV-lea, a îngenunchiat și a depus jurământul de vasalitate în public, ceea ce l-a... normal, pe marele Ștefan l-a deranjat enorm și n-a uitat niciodată. Fapt pentru care în 1497, când Ioan Albert, urmașul lui Casimir al IV-lea, a invadat Moldova cu pretextul că vrea să ajungă la Chilia și Cetatea Albă. Și la Podrii Cosminului, puțin, un pic. Deci în nordul Moldovei. Acolo Ștefan a obținut la fel, vorbind de calitățile lui Ștefan, o altă strategie, o altă tactică militară deosebită pe care a aplicat-o și la... Alexandru cel Bun la Marienburg. Exact. Nu? Să nu uităm. Sigur că da. Perfect, adevărat, domn profesor, a aplicat o tactică asemănătoare, nu putem spune identică, da, nimic. Asemănătoare, da. La cum a făcut Vladislav Iagielu, ajutat de Alexandru cel Bun, vedeți, trecem de la un eveniment la altul, pentru că atunci un alt mare rege polon, Vladislav Iagielu, în 1422 la Marienburg, a fost ajutat de un alt mare domnitor moldav, Alexandru cel Bun, bunicul lui Ștefan, contra cavalerilor teutoni, și aceeași tactică militară a aplicat-o Ștefan la Codrii Cosminului, unde l-a umilit el la rândul lui pe marele suzeran al... I-a plătit-o, pentru că doi ani mai târziu, în 1499 la Hârlău, prin tratatul încheiat pe poziții de plină egalitate, dispare orice formă de vasalitate a Moldovei față de Polonia. Și același lucru, am vorbit despre Baia, despre Vaslui, o altă capodoperă militară pe care o realizează Ștefan cel Mare, Șcheia, Cătlăbuga, victorii deosebite, ca și la începutul domniei, când a recucerit două mari puncte economice, în primul rând strategice, de la gurile Dunării, Chilia și Cetatea Albă. Moldova economic, militar,
nu putea trăi fără cele două. Și dacă mi este permis, apropo, domnul Bostan, iertați-mă, Ștefan cel Mare, o perspectivă europeană asupra biografiei, un articol absolut interesant, un site, vă rog să-i spuneți că nu facem reclamă. Na. Nu contează. Așa, apropo de aceste cetăți, erau porți de apărare ale Europei, putem să spunem. Ei. În contextul respectiv. E mult spus ale Europei. Erau, având în vedere expansiunea otomană de atunci? Deci, nu încolo se ducea expansiunea otomană. Expansiunea otomană urma în special linia Dunării spre centrul Europei. Bineînțeles, țările românești, țara românească, în primul rând și Moldova, au fost în permanență nevul mediu cu mici pauze, au fost autonome, au fost sub suzeranitate otomană, au trebuit să plătească tribut, deși Ștefan, încă de la început domnia, a refuzat să mai plătească tributul, abia în 1487, după ce pierde Chilia și Cetatea Albă, reia plata tributului. Deci de acolo, da, i s-a întâmplat, dacă ne uităm matematic... Alta este problema. În 1462, la asediul Chiliei, într-adevăr, capătă o rană la picior. De unde îi se și trage ani de zile a suferit din cauza acestei. Și acolo a făcut o mobilizare fantastică. Au lucrat 17.000 de oameni. Extraordinar. Iar ca matematic gândind, dacă uniți toate cetățile pe care le avea pe graniță, pe Nistru, de la Nistru și până jos, toată Moldova, sunt sistem hexagonal. Adică nimeni nu putea pătrunde și de-aia avea și reședințe de domnie. Da, nu mai doar multe, în mai multe de curți scaun, domnesc, sigur că da. Iar o strategie. Ei, dacă... Hotin, toate cele. Lumea probabil că ignoră aceste elemente. A gândi la 1457, 1500, 1502. În 1502, Ștefan, gândind occidental, dorește să înființeze o universitate la Iași. Și își cheamă oameni din Occident pentru a înființa. Nu mai are timp, pentru că la 1504 se sfârșește. Dar gândirea sa era de sorginte occidentală. Și pentru aceasta noi trebuie să-l gândim din altă perspectivă. E adevărat că unii l-au mai hulit, l-au mai înjurat vis-a-vis și de ceea ce a făcut la nivel al credinței ortodoxe. Nu întâmplător să știți că sistemul, ați adus aminte la un moment dat de sistemele de informații. Biserica la vremea aceea, din punct de vedere al transmiterii pe cale orală a informațiilor, funcționa extraordinar de bine. Iar bisericile nu erau întâmplător construite. Și acum e adevărat că erau mai mititele, noi nu avem această verticalitate gotică din punctul de vedere al construcțiilor, nici nu e în tradiție și nici nu aveam bani. Noi, da, avem Blaga lămurește asta în trilogia culturii, asta ca o paranteză mică și așa. Noi, pentru că noi cu comorile noastre care le avem așa. Și apropo de asta, până la urmă, câte biserici a ridicat? Tradiție, conform pisanilor, știu eu, 33. 33-34, cam așa. Conform deci nu după fiecare bătălie, cred că da. Ei bine, asta e o legendă, cred că după fiecare bătălie. Dar domn profesor și el poate să confirme dacă spun bine sau nu, conform pisanilor și ce spune și Nicolae Iorga, 33, știu, 33. Biserica de la... și în special în locurile unde au obținut... nu numai că a obținut, a avut mari confruntări, de exemplu, la Doljești, prima lui victorie, când a preluat tronul Moldovei, în memoria vitejilor, cu foarte mulți viteji a pierdut la Valea Albă, la Războieni, la fel biserica e ridicată în memoria acelor acolo viteji. Spunea părinte, iertați-mă, domn profesor, spunea părintele protopop Florin Suscanu, care am avut o emisiune din perspectiva Sfântului Ștefan, iată acum, spunea că așa cum se zideau primele biserici, așa, a adunat toate osemintele. Da. Și că sunt confirmate arheologic. Că așa e, deci nu-i doar o legendă. Dar și, mă rog, spusele cronicarilor afirmă acest lucru, că denumirea bătăliei de la Războieni ar fi și aceea de bătălia de la Valea Albă, sigur, datorită osemintelor
ostașilor căzuți care s-au înălbit în ani, care au fost descoperite în ani, după acea mare bătălie în care, din păcate, floarea armatei... Pecerii Brâncei, dacă nu mă înșel, bine, acolo au căzut mulți. Mă rog, iad, apropo de legende. Da, și de... Vedeți că marele boier al literaturii române, Sadoveanu, a scris o carte frumoasă. Tom Moldovean. Da, lumea n-a vrut să o citească. Ei, acolo sunt descrise lucruri de o însemnătate extraordinară. Poate să fie și titlul cărții, mă citește acum. Lăsați acum. Așa. O trecut bacul. O trecut bacul, că nu mai, n-o mai citește o cincea lui Ionuț, frații Jder. Mai avem 3 minute, da. Da, nu e cazul să citească băieții, că oricum n-ar pricepe nimic, așa că nu e nicio problemă. Se pare că nici nu prea folosește, dar să nu intrăm în... Aia este, exact. Aici ai buba, că nu folosește. Și oamenii au alte modele de tip... eu știu, da. Oligofren. Da. Din păcate, după Ștefan, nu a mai urmat un urmaș la valoarea și anticipat. La... Da? Da. A încercat. Mă bucur noi... Petru, da. Da, ne luăm gândul. Doar poate Petru Rareș, care, curios lucru, dintre toți fiii lui Ștefan, acesta este fiul nelegitim al lui Ștefan, care a preluat, a moștenit ceva din calitățile și în personalitatea tatălui său. Chiar Petru Rareș este fiul nelegitim, dacă nu mă înșel, cu Rareșoaica din Hârlău, cu soția unui negustor de pește. Așa, din, da, ce din și eu. Da, de-aia da, se spunea da, pescarul, da. Da, 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 exact. Da, da, exact. Din păcate, Moldova, după Ștefan, n-a mai avut o personalitate atât de puternică, atât de deosebită, cu excepția pentru mică perioada lui Petru Rareș la jumătatea, în prima jumătate a secolului, la jumătatea secolului 15, care spun a mai moștenit ceva din calitățile tatălui, marele său tată Ștefan cel Mare. Eu aș întreba altceva și m-aș adresa în mod deosebit domnului Bostan, Ștefan cel Mare, în context european actual. Eu știu, ca model la zilele noastre, cât de potrivit ar fi, domnul Bostan, dar scurt că e să gata. Nu știu cât de potrivit ar fi, probabil că măria sa s-ar mula pe situație, dar și le-ar arăta multora că în ce înseamnă o Moldovă puternică, cu infrastructură, cu o economie sănătoasă, dar nu e timpul pierdut. Cei care au timp pot citi, documente există. Ce pot să spun eu acum repede? Aș dori ca măria sa de acolo de sus, de unde este, vorba marelui actor, nu? Dintr-o stea, să ne privească și din când în când să ne mai trimită empatic câte un gând de verticalitate, de onoare, de respect pentru acest pământ sănătos care mustește de istorie și de roade și acea mândrie de a fi român. Domn profesor? Cum spunea Eminescu, Ștefane, măria ta, tu la Putna nu mai stai. Dragii mei, mulțumesc în mod deosebit pentru participarea în seara aceasta la emisiunea Ai Carte, Ai Parte. Mulțumesc. Tot era să-i spun dar din har, pentru că, iată, vorbim despre Ștefan cel Mare și Sfânt. Stimați telespectatori, vă mulțumim... Ăsta e arhaism, Ai Carte, Ai Parte. Vă mulțumim, da, dar eu am spus-o, apropo, în emisiunea trecută, că parcă e mai potrivit Ai Parte, Ai Carte. Că s-ar putea să mă răzgândesc. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Iată, în această seară, cum am spus, în această zi de 1 iulie, în ajunul unei mari date din istoria noastră națională, 2 iulie, dragii mei, da? Un minut, să-i urez nepoatei mele la mulți ani, pentru că o cheamă Ștefana și mâine este ziua ei. Să dea Dumnezeu cu pace și cu bucurie. Fiului meu, tot Ștefan. Ia ca asta, n-am mai potrivit-o de nicăieri, stimați spectatori, și toți cei care așa, mâine, apropo, să nu uit și eu așa, tot de un Ștefan, pentru creștini ortodoxi, iată, avem bucuria ca, eu știu, de curând, așa de câțiva ani, să avem în Târgu Romanului o biserică cu hramul Ștefan cel Mare și Sfânt, biserica Smirodava. Doamne ajută, cu pace, cu sănătate, weekend plăcut, să auzim numai de bine.